Soiul Logica are un avantaj competitiv important pentru fermierii noștri și pentru noile condiții climatice din țara noastră. Fiind obținut prin încrucișarea unui genetici a grâului de toamnă cu un grâu de primăvară, soiul are avantajul de a putea fi semănat în oricare dintre perioadele septembrie-decembrie. În testele pe care le-am făcut noi în ultimii ani, am obținut rezultate foarte bune, similare, atât pe soilele pe care le-am cultivat în septembrie, cât și pe soilele pe care le-am cultivat în decembrie. Soiul este semi-timpuriu, are o talie înaltă, ceea ce îi conferă practic o rezistență la secetă, dar de asemenea are o rezistență foarte mare și la frângere. Soiul Logica a apărut în Serbia, a fost înregistrat în 2021 și este și în portofoliul de semințe Fertilia din 2023. Spicul este nearistat, are o talie înaltă, ceea ce îi conferă o rezistență foarte bună la secetă. De asemenea, se poate cultiva în zonele în care iernile sunt mult mai reci și calitățile de panificație sunt superioare, fiind un grâu care se adresează atât fermierilor cât și morarilor. Important este să facem un erbicidat pelicular în toamnă și un tratament profilactic cu fungicid și insecticid pentru atacul de boli și de afide din toamnă. În primăvară facem în general două tratamente cu fungicid, erbicidat și așa mai departe și în cazuri extreme, atunci când avem atac de fuzarium la spic, mai facem un tratament cu fungicid și un insecticid pentru atacul de afide și ploznița cerealelor.